Alin, final de sezon, din păcate o înfrângere 2-0, goluri, unul contestat, altul ca la antrenament. Corect. Din păcate am pierdut și în ultima etapă, la Sebeș la fel am avut un joc foarte bun cu ocazii monumentale, am pierdut și acolo, astăzi la fel după un joc foarte bun în primele 30 de minute, un penalti, după părerea mea, nu a fost, dar a fost decizia arbitrului, trebuie să o respectăm. Iar după, imediat la faza următoare, ne-au prins, încercând să egalăm și ne-au dat golul 2 și acolo s-a ieșit soarta jocului. Întreg în linie, un sezon bunicel, locul 7 exact în obiectiv. Un sezon bun, am fost în primele 7, am fost la un punct să terminăm pe locul 6. Este bine, mergem înainte, ne pregătim pentru sezonul următor, să terminăm tot mai sus. Așteptați vacanța sau ați mai fi jucat un pic? Sincer, acum mi-am deschis apetitul de fotbal, se duce repede și vacanța, într-o lună jumătate va fi din nou la pregătire. Viitorul tot cu filiașul? Eu așa sper, depinde de conducerea ce vrea și ce îmi va promite.